Bună! Bine v-am regăsit la un nou hol alimentar cu produse Lidl. Nu am mai fost de ceva timp la Lidl și, sinceră să fiu, mi-era puțin dor. Am intrat să luăm ceva să mâncăm, pentru că am fost plecată câteva zile acasă, în Mărășești, și frigiderul era destul de gol. Așa că am mers să facem câteva mici cumpărături, însă ne-am întors cu un coș destul de mare, cu chestii pe care nu ni le planificasem, dar pe care le văzusem în alte dăți când am fost la Lidl. Și o să încep cu acele lucruri. Am cumpărat un suport pentru cuțite. Acesta este. Acesta știu că a fost 15 lei și îmi rămăsese gândul la el. Am spus că dacă o să-l mai văd, o să-l iau și n-am stat pe gânduri și l-am luat. Îmi place că este așa gri, simplu și chiar este de folos dacă vrei să-ți organizezi tacâmurile. Sunt de mare ajutor aceste separatoare. Apoi, tot ceva pentru bucătărie. Am luat un capac din acesta, l-am scos din ambalaj. Reglabil, mai era pe încă o culoare, adică nu neapărat că e reglabil, e potrivit pentru mai multe tipuri de tigăi, de diametru 26, 28 și 24, cred, dacă nu mă înșel. Acum mă uit că e puțin depășit partea asta cu silicon, dar nu mă deranjează, am încercat să le punem pe tigăile pe care le avem și se potrivesc pentru toate, ceea ce este super. Acesta a fost 25 de lei. Apoi, tot din secțiunea văzute altădată și regretate, am luat râșniță electrică pentru sare sau pentru piper. Aceasta este. Am luat-o tot așa gri, sinceră să fiu, mie mi-ar fi plăcut verdele acela mint, însă am zis că dacă le-am luat pe acestea gri să fie toate în aceeași culoare, într-o culoare nu foarte țipătoare, așa cum îmi place mie. Are și baterii, 4 baterii observ, dar încă nu ne-am dat seama care e schema cu ea, trebuie să citim instrucțiunile și apoi o să o punem în funcțiune. Am mai luat și o pizza. Eu, sinceră să fiu, am vrut să iau o pizza din aceea proaspătă, cumva, de la frigidere, refrigerată, însă nu am găsit decât, era doar una salami și mie nu-mi place cea salami, așa că am luat de la congelator pe aceasta. Sunt două pizza în ambalaj, una am făcut-o aseară, însă am mai pus porumb și roșii pe ea. Apoi am mai luat un lapte, aceeași poveste, un consum lapte, l-a luat prietenul meu. L-am luat-o pe acesta pentru că este într-o cantitate mai mare. După aceea am luat în loc de pâine, pentru că mă săturasem de pâinea aceea feliată de la Lidl, sinceră să fiu, nu e preferata mea. O prefer pe aceea de la Velpitar și mai mâncam acum câțiva ani de plină. Am văzut niște lipii și am luat două, să vă arăt exact cum sunt. Sunt așa. Una am mâncat-o de dimineață și pe aceasta am pus-o într-o pungă de plastic ca să nu se usuce. O păstrează în continuare moale. E foarte bună. Apoi, pentru că erau la reducere, am mai luat niște hârtii din acestea de copt, pentru copt. Haideți că am parte de tot felul de dificultăți în a filma acest clip. Ba, a venit prietenul meu acasă, deși îl așteptam mult mai târziu. Ba, s-a stricat ring light-ul, adică nu s-a stricat, dar își schimbă singur lumina și mă super enervează. Nu știu exact dacă are o defecțiune sau este normal acest lucru. Și după aceea, când să filmez iarăși, s-a umplut cardul de memorie. Așa că pentru a treia oară încerc să duc acest clip la bun sfârșit. Și vă spuneam de hârtia de copt, mă gândesc, pe aceasta. Ați văzut-o și în ultimul clip cu produse de la Lidl. Am recumpărat-o pentru că este la reducere, acum, o găsit săptămâna asta. Apoi, tot să mai mâncăm câte ceva, am luat o musaca de pui.
din aceasta de la Chef Select, care, sincer să fiu, nu știu dacă o să-mi placă. Eu sunt destul de pretențioasă la mâncare, iar unele chestii nu pot efectiv să le consum pentru că mi este greață de la ele și nu le pot mânca. Nu-mi face plăcere să le mănânc. Apoi, fiind la frigidere, am luat și o prăjitură foret noir. N-am mai luat niciodată nici din aceasta. Sinceră să fiu, mie mi-a trăsese atenția o altă prăjitură care arăta ca un salam de biscuiți, însă, citind descrierea acesteia, am luat-o pe aceasta. Apoi, prietenul meu care încearcă să ducă un stil de viață sănătos, însă nu reușește, și-a luat un ardei, o salată din aceasta Amorino și 3 cornișon, niște castraveți. Și fiind ceva săptămâna aceea spaniolă, habar n-am, sol mar, am luat un iaurt cremos cu căpșuni. Foarte micuț și drăguț, sper să fie și bun. Și am mai luat un desfăcător de borcane și sticle pe acesta. Am zis că uneori sunt singură și poate am nevoie să desfac un borcan și nu pot și l-am luat pe acesta, oricum a fost 7 lei. Și cam acestea sunt cumpărăturile de la Lidl. Am făcut 2 bonuri ca să putem să înscriem bonurile la acea tombolă și am ajuns și la pragul de 200 de lei și putem să ne luăm o bere sau nu mai știu exact ce. Oricum știu că era o bere sau un lapte cu orez. Da, o bere sau un lapte cu orez și mai avem vreo 40 de lei și ajungem și la pragul de 350. Cine știe, în 13 zile e posibil să ajungem la acel prag. Ca de obicei, am terminat clipul, dar am realizat că am uitat să vă arăt un produs și anume această bandă LED pentru dulap, care se activează cu senzor, are senzor de mișcare, detectează până la 4 metri și nu știm unde o să o punem, probabil că nu aici, însă probabil că o să fie folositoare pe viitor și a fost 20 de lei. Acesta a fost clipul, nu au fost foarte multe cumpărături, însă sper că vi s-au părut interesante și vă aștept pe acest canal cu noi și noi clipuri. Vă pup și aștept sugestiile voastre pentru viitoare clipuri. Pe data viitoare!